Tu provii dintr-o familie de jurnaliști. Tatăl tău, un jurnalist foarte cunoscut, Ion Gonța. Dar acum fiecare e debil, crede că și jurnalist, și politician. Tu l-ai găsit pe tatăl tău strangulat, deci el s-a sinucis. Și până la urmă l-au trimis în exil și au zis că tu ai furat bani. Domnul Galbin, asta vreți ca eu să plâng? Plecarea mamei tale. Peste hotare. Natalia Murari. Tu, moralistule, în primul rând, du-te în oglindă, după care vorbești cu mine. Decizia a fost bună până Natalia Morari a frecat capul despre casa mare. Undeva s-a aflat că Gheorghe Gonța s-a sculat cu Marina Tauber. Cei de la PAS nu vin la puterea a patra? Deloc. Gheorghe, ambițiile tale politice. Noua elită a politicii moldovenești, foarte curând, îi va distruge pe toți. Există compromat pe tine? Jurnalistul Gheorghe Gonța este invitatul interviului Fără Protocol de astăzi. Am văzut ultimele tale prezențe. În principiu, oamenii te cunosc mai bine din emisiunile pe care tu le faci. De 10 ani deja, apropo, felicitări cu ocazia asta. Mulțumesc mult! Dar acum e timpul să te descoperim și pe tine. Sper că ți este comod fotoliu. Nu e așa de comod ca la puterea a patra. E bunișor! E bunișor, mulțumesc! Uite, eu vreau să începem direct cu ceva ce este asociat direct cu tine. Și aici mă refer la modul tău de a te proteja, cum ai spus tu într-un interviu, aroganța pe care o manifesti. Și în raport cu invitații, nu știu, și uneori în discuții private, adică ai o anumită ținută din asta care demonstrează că ești încrezător în ceea ce spui și în ceea ce faci. De ce spui că asta e o metodă de protecție pentru tine? De ce ai nevoie de asta? Dorine, eu fac presa asta de 10 ani. Sau mai bine spus, emisiunea respectivă o fac de 10 ani. În presă eu sunt vreo 16 ani sau 17. Eu atâtea schimbări am văzut și atâția oameni am văzut din politic. Și toți care vin, sunt cei mai tari de pe piață. Și toată lumea dintre acești oameni frumoși consideră că ești pe viață. Atunci când sunt la putere, se comport ca atare. Dar pentru că eu știu că nu e adevărat, eu mă comport cu ei așa cum se comportă ei la emisiune. Dându-le subtil de înțeles că ceea ce fac ei, asta pe foarte scurtă perioadă. Lucru pe care nimeni nu vrea să-l înțeleagă și să-l creadă. Nimeni dintre ei. Până în ziua în care vine acea picare. Și eu, e adevărat, am și apucături de aroganță și de obrăznicii uneori, chiar și în afara emisiunilor. Dar eu sunt o dulce căprioară până la urmă. Nu e chiar așa în viață. Și tu mă cunoști cât de cât. Noi ne știm de mulți și de ani. Poate nu suntem prieteni de familie, dar cât de cât mă cunoști. Cei care mă cunosc personal știu că eu nu sunt așa. Tu ești încrezător. Deci când vorbești convingător. Aroganța nu este obligatoriu o calitate proastă. Eu zic că este o calitate în general. Da, ca să fii arogant și dacă faci asta conștient cu anumiți oameni care merită, argumentul tău mi se pare foarte bun și dacă asta funcționează și dacă oamenii oricum vin la tine, asta înseamnă că este o tactică foarte bună. E cum vin? Vin unii deja în ultima vreme, nu mai vin chiar toți. De exemplu, am probleme cu partidul de guvernământ, care în ultima vreme deloc nu mai vine la emisiunea mea. Cei de la PAS nu vin la puterea a patra? Deloc. Ce ți-au spus? La postul meu de televiziune N4 a avut loc recent o schimbare, o noutate pe piața mediatică, care într-un fel anumit ea cică că deranja pe ăștia de la PAS. Și astfel această schimbare s-a răsfăț asupra mea. Venirea Nataliei Murari și plasarea pe post a emisiunii Murari Live. Așa este. Și tu consideri corect nu venirea Nataliei, despre asta o să vorbim un pic mai târziu, dar atitudinea PAS-ului în raport cu emisiunea ta și legătura pe care o fac ei cu... Eu cu actuala președinte a țării, doamna Maia Sandu, mă cunosc din anul 2014. Eu la
inaugurarea sau prezentarea ei de către premierul de atunci, Vladimir Filat, a noului ministru al educației, Maia Sandu, am fost prezent ca reporter. În 2014 mă suna să serviciu ei de presă. Și mă ruga să, o prietenă de-a mea era de atunci, mă ruga să o invit, sau îmi propuse să o invit. Am invitat-o, am vorbit, am sunat-o pe serviciu de presă, după emisiune, am zis, pe femeia asta, dacă mai atinge cineva, eu tai capul. Extraordinară femeie. Și după asta, ani de ani, mulți ani, făceam emisiuni cu domnia sa. Ultima noastră emisiune cu doamna Maia Sandu a fost în ajun de primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut. Eu am fost în cel mai diferit în abordarea emisiunii decât sunt cei pe care voi, inclusiv tu, îi numiți presă hiperliberă și hiperindependentă. Adică cumva protectori la adresa politicienilor care da, adică am pus europeni. Întrebări care trebuie de pus întrebări. Tu cum ai fost? Și ea, în opinia ei, am fost răutăcios. Și ea s-a supărat. Cred eu, sau intuiesc eu, căci de atunci, imediat cum a luat mandatul de președinte, deja nu mai comunic cu mine, ori noi până atunci mereu vorbeam prin SMS-uri. La sărbători ne felicitam, la mulți ani, la mulți ani, străiți. Și după asta atât. Ulterior au venit cei care sunt azi la putere, au venit deci la guvernare. Primul eșalon venea, al doilea eșalon venea la emisiune, dar datorită sau din cauza schimbărilor care au avut loc la noi, s-au retras de pe canalul meu de televiziune. Lucru care mă deranjează, bineînțeles, pentru că niciodată n-am avut o altfel de abordare față de ei decât am față de cei care vin în continuare. Problema constă, Dorin, în faptul că lumea la un moment dat poate să interpreteze emisiunea Puterea a Patra ca un fel de trâmbiță a opoziției. Da? Omul doar nu știe detaliile. El se uită că la Gonța vin reprezentanții opoziției. Al 1 luni, al 2-lea marți, al 3-lea miercuri, al 4-lea vine joi. Spune și cu Gonța asta. El cheamă numai opoziția. Dar eu nu pot să explic fiecărui om că eu pe zi scriu zeci de mesaje cu rugămintea de a veni sau spână, sau nespână, sau Lilian Carp, sau Olesea Stamate, sau ministrul Budeanschi, sau ministrul Marcel Spatar. Ei anterior fuseseră unii dintre ei. Eu le dau voie tuturor să vină să expună. Cine vrea să spună și are ceva, spună, poftiți, veniți și spuneți. Tu ai fost așa. Tu ai fost mereu cel care ai jucat foarte bine. Nici măcar PD-ul așa nu m-a ignorat, că la putere era Vladimir Plahotniuc, dar eu în PD băteam tare. Și băteam tare. Când venea, chiar și cel mai arogant dintre politicienii de atunci, Andrean Cand, când era șef de parlament, el venea și cu dânsul era bătaie în emisie directă. Era o luptă adevărată între mine și el. Pentru că el știa că eu să mă pregătesc foarte bine de emisiune și eu mă pregăteam pentru că știam că el o să pregătească bine de emisiune. Și ieșea emisiuni bune. Dar venea. Acel partid care a uzurpat puterea, care a capturat țara, care a distrus Moldova și ei veneau și se băteau cu presa care nu îi iubea deloc. Dar ăștia ei noștri, din păcate, mă ignoră în totalitate. Păi da, ăsta poate este un semnal pentru tine sau pentru postul de televiziune pe care îl reprezinți, că ei nu agrează schimbarea care s-a întâmplat și ei nu acceptă ca cineva care a procedat într-un anumit mod să aibă platformă de exprimare. Această formațiune politică trebuie să nu uite niciodată, dar niciodată, că ei sunt, sau foarte mulți dintre ei sunt acolo unde sunt, inclusiv datorită acelei persoane pe care azi o detestă. Or, acea persoană pe care azi ei o detestă le-a dat cândva tribună gratuită, câte 4 ediții pe săptămână și lăuda. Și pe ea o filmau cum se freca cu bărbatul din cauza la asta. Și pentru că în moment dat ea, în opinia lor, a greșit cu ceva, deja este dușman. Oameni buni, cândva s-au pus temeliile împreună. De ce să uite asta? Tu ai încercat să argumentezi în felul ăsta celor de la PAS? Că Natalia Morari, inclusiv i-a ajutat să ajungă la putere prin emisiunile pe care le făcea? Domnul Galben, am și eu limite la umilință.
Eu îi rog frumos, eu pot să vă arăt în emisie direct acum mesajul pe care îl transmit. Eu le spun, vă rog din suflet, acceptați, vă rog din inimă, acceptați, alegeți orice zi doriți dumneavoastră. Uneori se întâmplă când destul de enervat, aproape de disperare, eu le scriu concomitent la 4 oameni din pas, același mesaj. Vă salut, mă numesc Cutare și Cutare, vă rog să veniți la emisiunea Cutare, care la ora Cutare. Doi din ei, sau de exemplu, doi din ei văd mesajul, alți doi cu care comunicam extraordinar de frumos. Anterior, ignoră în totalitate. Iar cum nu vin doar la tine? Ei nu vin nici la Natalia Morari. Eu nu știu dacă Natalia Morari a invitat vreodată. Ea abia are a treia ediție. Dar cât va dura asta? La anul să alege locale. O să duc la aceleași canale televiziuni și acolo ce o să spun? O să spun același lucru. Chiar și acei stimați telespectatori îi obosești la un moment dat. Într-o zi va trebui de schimbat ceva. Și ce o să fac? O să spun că, ei, hai. Dar uite că este o altă extremă, Gheorghe, și tu cu siguranță ai observat-o. La alte posturi de televiziune nu merge nimeni din opoziție. PSRM-ul, de exemplu, nu merg la TV8, la emisiuni, de foarte mult timp. Tot au anumite supărări. Habar n-au când, n-am când au apărut, dar, iarăși, politicienii au un comportament uneori inexplicabil. Un proverb spune că pâinea uscată mâncată acasă este mai bună decât friptura în pribegie. Eu deseori îi întreb pe eroii interviurilor fără protocol ce înseamnă pentru ei acasă și mă întristez când unii răspund că se gândesc la emigrare. Atunci când sunt întrebat dacă vreau să emigrez din Moldova, răspund ferm că nu. Cred sincer că dacă fiecare dintre noi ar depune efort, atunci și în țara noastră am trăit la fel de bine ca în Uniunea Europeană. Faptul că nu vreau să emigrez nu înseamnă că nu-mi doresc o viață mai bună și condiții decente de trai. O dovadă că e posibil și la noi de trăit ca în Europa este Satul German, un proiect imobiliar dezvoltat de Regata Imobiliare. Acesta este un cartier nou al orașului Chișinău cu infrastructură creată de la zero, dezvoltat pe o suprafață de peste 800.000 de metri pătrați. Va cuprinde 38 de blocuri a câte 5 etaje și peste 800 de vile. E perfect atât pentru familiile tinere, cât și pentru cele formate din mai mulți membri. În Satul German, prioritate sunt oamenii. Astfel, fiecare detaliu este gândit în favoarea celor peste 5.000 de viitori locuitori. De la spațiile strategice și locurile de parcare pentru fiecare mașină, până la amplasarea foarte reușită, la intersecția străzii Băciuii Noi cu Bulevardul Dacia. Aici vor fi construite grădiniță, școală, spital, biserică, centru comercial, sală de sport, hotel și centru de business, dar și terenuri de joacă sigure, bulevarde largi, zone pietonale și iluminat stradal modern cu supraveghere video în spațiile publice. Vor fi plantați peste 10.000 de arbori, vor fi instalate panouri fotovoltaice, iar astfel complexul rezidențial își va asigura jumătate din consumul de energie electrică din resurse ecologice. Mai mult chiar, vor fi instalate și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Vor fi construite piste pentru bicicliști și o academie de tenis cu corturi pentru amatori, dar și pentru profesioniști. Este o oportunitate perfectă să-ți crești copilul un viitor Rafael Nadal sau Simona Halep. Complexul rezidențial Satul German va fi creat în 5 ani, iar prima tranșă va fi gata în anul 2024. În descrierea acestui video găsești detalii despre proiect și vânzări. Fă click și află tot ce te interesează, căci Satul German este locul în care îți poți transforma casa în acasă. Tu ai făcut o declarație destul de curioasă la neredactat cu Rodica Ciuranică. Nu sunt invitat atât de des pe la emisiuni pentru că nu sunt vedetă. Nu sunt implicat în toate scandalurile posibile. Eu nu mă culc cu 4 femei pe zi. Eu sunt un robot care pune întrebări invitaților. Dar ce pot eu să spun nou? Ce pot eu spune interesant? Eu nu divulg niciodată ceea ce îmi spun mie invitația în afara camerei de filmat. Eu nu particip la evenimente de bomon de astea, cum se cheamă el. Ce fac eu altceva care ar putea să placă lumii? Ce pot eu spune interesant ca lumea să se dea play? Ce?
lumea știe foarte puțin despre omul Gheorghe Gonța. Dar jurnalistul, da, stă relaxat acolo pe fotoliu, adresează întrebări într-o anumită formă. Nici măcar nu sunt interesant. Datoria mea este să spun întrebări. Nici măcar nu trebuie să mă dau cu păreri. La noi s-a confundat în ultima vreme. Tot să dau cu părerea dintre colegii mei de breaslă. Lumea îi apreciază. Dar nu e corect. Și războiul va lua sfârșit. Și nu mă refer la războiul Rusiei contra Ucrainei. Mă refer la războiile noastre interne. Se vor schimba politicienii, provenianți. După care pe cine o să-l auzi? Pe următorii să-l auzi. Noi doar cunoaștem mulți din colegii noștri din breaslă. Ei noștri, da. Care cândva au apărat pe alți pro-europeni. Alte Moldove de succes. Acum au venit alte Moldove de succes. Și iarăși vor veni. Și iarăși o să-i batem pe Facebook. Eu zilele astea am văzut, probabil dacă stați pe Facebook multișor, este un video destul de viral cu vedete de la Hollywood, din anii 90. Premiul Oscar. Și acolo Al Pacino, Robert De Niro, Schwarzenegger și mulți din ăștia, da? Exact cei care încșasă în piață. Și eu mă uitam la acel video și mă gândeam și mi-am pus o singură întrebare. De ce noi, ăștia din presă, care de mulți ani facem ceea ce facem, nu putem fi la fel? Pentru că cei care ne conduc și ne vor conduce sau ne-au condus, au venit, au stat și au plecat. Dar noi ăștia rămânem în continuare. Eu înțeleg că fiecare dintre noi are anumite preferințe. Noi nu suntem tâmpiți că trebuie doar să punem întrebări și nu mai avem nicio idee în cap. Da, e adevărat, unul preferă pe altul, unul preferă pe celălalt. Dar noi trebuie să rămânem echipă. Eu nu vorbesc că trebuie să rămânem elită, da? Dar noi trebuie să fim o gașcă unită. Dar de ce există divizarea asta? Tu cum explici? Concurență, invidie între colegi, da, ratinguri. Eu cred că e vorba de plicuri foarte multe. Și ele sunt foarte multe. Adică jurnaliștii sunt corupți de politicieni. Dar sunt o mână de jurnaliști care cu siguranță nu iau plicuri. Nu mă refer la colegi. Mă refer la șefii instituțiilor mass media. Iată aici, da. Colegii poate sunt integri. Proprietarii însă nu pot fi toți. Toți proprietarii de televiziuni și de instituții mass media nu pot fi sfinți. Asta e o minciună. Nu, haideți să ne uităm la fiecare televiziune. Și asta ne divizează? Pentru că deja în funcție de salariu, deja fiecare începe să danseze, cum îi spune șeful. Și asta e grav. Da, dar aici nu este vorba de jurnalism. Aici e vorba de purtător de microfon. Sunt oameni mulți în presă care au mulți ani în domeniul ăsta. Și fanatismul și-l manifestă în funcție de cine vine la putere. Și în funcție de plicuri. Dar asta e fu, profesional vorbind. Fu? Oamenii ăștia au câte zeci de mii de urmăritori pe Facebook. Și ei sunt sfinți pe Facebook, ei sunt virginii virginilor. Eu niciodată în viață n-am să-mi permit. Eu probabil soției mele nu i-am spus. Domnul Galben. Noi sunteți din presă, hai să fim serioși. Tu vorbești cu dumneavoastră și eu vorbesc la pertu, o să zic cei care ne urmăresc, uite ce lipsă de respect din partea lui Dorin Galben. Asta e o formă ta de a te exprima și eu o știu, dar noi de obicei vorbim la pertu. Încă un citat de-al tău. Într-un interviu contează ce spune și ce crede invitatul, dar nu moderatorul. Și tu ai zis asta de mai multe ori. Întotdeauna și e o poziție așa. Dar dacă invitatul spune prostii, care ar trebui să fie reacția moderatorului? Îl confrunți, îl combați sau îl asculți și afirmativ dai din cap? Actualul consilier al președintelui țării noastre, doamna Brașoveanu, într-o zi mi-a reproșat faptul că Vladimir Voronin la emisiunea mea spusese ceva despre unire, când moldovenii s-au născut mai devreme decât românii, românii mai târziu decât noi, evreii în altă parte au apărut și doamna Brașoveanu zic, ai, n-ai dreptul, trebuia să-l plestinești acolo. Eu nu sunt de acord cu asta. Eu am întrebat ceva. Ce vrei să spui, spune. Eu nu contez la emisiunea aia. Eu nu contez.
Contează ce spune omul. Și omul de acasă, omul normal la cap, care nu face parte din sistemul ăsta, el își face concluzia. Este corect sau nu este corect? Noi, vrei să dai cu părerea, fă-ți emisiuni de autor. Fă-ți emisiuni de autor, dacă ai niște ani, dacă ai măcar în buletin 40 de ani și cel sunt 15-20 de ani de experiență, dar nu tu ai făcut două interviuri și ai luat trei plicuri la viața ta și deja te dai cu părerea. Pentru că dacă ăștia dau video pe post cu plicurile alea, tu mai mult n-ai să apar niciodată nicăieri, dar ei, apropo, tot filmează. Asta celor care stare deștept și inclusiv mă freac pe mine uneori, că vai, 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 tu de ce nu susțip și îmi trebuie de susținut. Eu uneori când încerc seara să mă la un talk show, vreau să ascult pe cineva deșteptă țel. Și noi avem mai multe talk show-uri decât rai oameni. Și pun. Și ascult întrebarea. Și iubita mea soție îmi pune mâncare în față. Na, iubire, hai papă. Uite la emisiune care îți place ție. Și eu încep. Și acolo. Domnul Cutare, e că țineți minte dumneavoastră ați fost la putere cu ăla. Dacă n-ați fost la putere cu el fura și mă ating că și dumneavoastră furați. Pentru că eu ceva am văzut undeva și deja schimb canal. Pe mine nu mă interesează și crestul și ai auzit. Spune întrebarea omului și el o să răspundă ce știi. Pe mine mă interesează invitatul. Și eu consider până în ziua de azi. Poate de asta n-am așa mare rating. Că vedeta este invitat. El să zic ce are de spus. N-are ce spune invitatul și facă emisiunea autorul emisiunii respective. Eu sunt de acord cu tine și vedeta astăzi ești tu. Pentru că ești invitat. Tu provii dintr-o familie de jurnaliști. Tatăl tău, un jurnalist foarte cunoscut, Ion Gonța. Mama ta, Pășuța Gonța. E greu să te menții pe piață. Ceea ce nu a putut face tatăl meu. Tatăl meu cândva, în anii 90, la începutul anilor 90, știa mult și credea foarte mult despre uniri. Și în casă se vorbea despre uniri. Și noi cu toții, bineînțeles, credeam în asta. Până în ziua în care el a înțeles că oamenii fac business pe asta și folosesc pe idealiști de alt de tatăl meu. Pur și simplu îi prostesc. Iar peste ani, deja atâția ani au trecut, noi suntem în 2022, și eu azi pot confirma asta. Pur și simplu, politicienii ne-au prostit și ne prostesc în continuare. Asta e business. Unirea este un business. Tema unirii este un business. Adică vreau să vă spun că într-o familie de jurnaliști afli, dacă de atunci cum eram eu, tot. De la unionism până la statalism, până la decepție totală, că e vai și amar de capul curvelor astea de politicieni care vin în Moldova. Toți fac un și aceeași lucru. Fiecare își ia agenda proprie. Vine unul și spune, Ișchir unionist este liber. Hai, eu să mă declar unionist. Vine altul și spune că îmi pare coleg centru stângă e liber. Și îi se bagă corul. Vine altul și spune că dreapta e liberă. Eu mă bagă corul. Și tu de mic ai dezvoltat capacitatea asta critică datorită părinților, că ei vorbeau cu voi, spuneau, comentau. Da, ei vorbeau între ei acasă și eu zi de zi trăiam în chestia asta, zi de zi. Eu de la școală, era ca în vremurile astea cu bonă, cu bunica, cu nu știu cum, 4 lecții pe zi și după care în Chișinău, stai într-o redacție, la televiziune. Eu la televiziune am copilărit, eu știam pe doamna Corina Fusu, țin minte, eu pe Constantin Starăș, îl țin minte că el era un copchilaș de al de noi care fuma prin regii pe acolo. Pe vremea aia erau câțiva oameni care se băteau dur în declarații. Într-o zi scria tata mea un articol și a doua zi cu replică, în alt ziar venea, de exemplu, Constantin Tănas. Deci ei erau moguli, da, dacă pot să spun așa, ei erau mari. Atunci erau lupi de idei. Și cuvântul lor conta. Dar acum fiecare e debil. Crede că și jurnalist, și politician. S-a ajuns la un hal
încât uneori chiar și eu vreau să fug din domeniul ăsta. Jurnalismul nu o să mai fie niciodată ca cel care a fost atunci când era tatăl tău, când era Constantin Tănase sau, nu știu, alți moguli, cum îi numești tu. Dar tu ziceai într-un interviu că atunci când ei scriau ceva, asta putea distruge cariere, putea distruge viitorul unor partide, unor politicieni. Acum asta crezi că mai este real? Este ca real? Un jurnalist să distrugă un partid? Acum jurnalist nu poate face nimic. Acum este vorba de trusturi. Ne uităm la dosarul Dodon. Voi vedeți și titlul acolo. Dodon, hoțul, banditul, a furat, a tăiat, a ucis, a ucis. Gata, el e condamnat. Omul ăsta, în general, deja e la pușcărie. Dacă citești știrile care sunt, el deja e pușcăreaș. Nimeni nu știe de prezumția de nevinovăție sau vinovăție. Nimeni nu cunoaște asta. Gata, el e condamnat. Andronache a furat. Eu în viața mea nu am auzit pe omul ăsta. Dar eu știu despre Andronache, s-a luat la Consiliul Suprem de Securitate. Andronache. Sărmanul om, eu nu știu ce cu viața lui, el mă adică se îngrozește. Adică chestia asta cu ieșirea la TV, scheme, am furat. Noi știm, s-a furat, e adevărat, Dodon, îl împușcăm. Andronache, îl împușcăm. Păi cine vrea să-i puteți să-i împușcăm? Dar hai să dăm și niște pâine în afară de concert. Dar dacă nici pâine noi... Cine are nevoie de acest concert? Eu sunt de acord de prezumția nevinovăției, trebuie respectată și, într-adevăr, unele titluri din presă sunt mai groaznice decât unele postări de pe Facebook la oameni care nu au făcut niciodată presă și asta e extrem de trist, în special ceea ce se întâmplă cu războiul ăsta din Ucraina, manipulări de ambele părți și asta e grav. Și presa de multe ori intră în jocul ăsta pentru vizualizări, click-uri, impact și tot așa mai departe. Dar revenind la faptul că tu vii dintr-o familie de jurnaliști, voi mereu ați avut bani în familie? Nu, niciodată. Noi am trăit foarte prost. Tatăl meu a avut o dorință veșnică de a face totuși imposibilul ca nevastă sa și copiii lui măcar strictul necesar să-l aibă. Dar eu peste ani am înțeles cât efort a depus el și cât de mult s-a umilit pentru asta. Și tare îmi pare rău. Dar s-a umilit la ce faci referire? Ca să aveți un... Scrie un articol pentru unul, un discurs pentru altul. Mi-a să considerați că multe discursuri care sunt în Parlament sunt făcute de către parlamentari. Sunt făcute de jurnaliști. În mare parte. Așa făcea și tata meu. Eu scria la Drăcălandia aia din anii aia discursurile. Și cât de cât parcă mai aveam cât ceva, adică nici chiar în halul în care să mărim de fapt. Mama ta, tot jurnalistă, dar a renunțat la meserie pentru voi? Da, eu nu știu dacă mama mea în general a avut viață. Mai galben, băi. Ea deja de peste 20 de ani este în Italia. Ea până atunci, până la moartea tatălui meu, și-a dedicat viața tatălui. După care a murit tata și a dedicat de viața în continuare copiilor. Și tu acum ai anumite regrete pentru că ea nu a reușit să trăiască așa cum ar trebui să trăiască o persoană? Da, o femeie trebuie să trăiască o viață frumoasă. Și asta n-a avut și nu are. Să mai bucură ea. Fiul său că îl vede la televizor și cineva mi-a spune că l-a văzut pe fișor la televizor. Da, asta nu-i tot. Mai ales femeile, spre deosebire de bărbați, ele trebuie să aibă viața lor și trăiască, nu cu dedicație pentru bărbați și pentru familie doar. Vorbesc de caracterul mamei mele. Ea dă totul pentru toți și mai puțin pentru ea. Ceea ce cred eu până în ziua de azi că eu greșeau. Taic-tu era corect în față de meseria pe care o făcea. Deci el, dacă ar fi vrut să câștige milioane, probabil era o opțiune și atunci. Cumva să renunți la libertatea de exprimare sau să translezi opinia cuiva și să câștigi mai mulți bani. Asta au făcut-o, inclusiv oamenii la începutul anilor 90. Dar toți au jurnaliști. Făcut-o. Toți au făcut-o și o fac în ziua de azi. Domnul Galben, toți o fac. Toți au făcut. Și o vor face în continuare. Totul depinde de abordare. Totul depinde cu cine ții. Dacă ții cu cel care azi e la modă,
nu e o problemă să iei bani. Problema este dacă tu iei plicuri de la cel care nu e la mod. Iată, asta e o problemă pentru cei care țin cu cei care sunt la mod. Și începe bătaia asta. Dar tu când spui plicuri, ăsta e figurativ, nu? Tu te referi și la alte beneficii. Nu-i plicul efectiv un plic plin cu bani. Că nu funcționează așa. Ba, așa funcționează. Nu știu, gen funcții, anumite favoruri. Favoruri sunt. Funcții nu știu. Dar plicul sunt. Și îți plini cu bani. Pe bune vă spun. Dumnezeu, cum funcționează asta? Tu știi foarte multe detalii din culise și... Păi ușor, de parcă tu nu ai luat plicuri, las că e ok. Dumnezeule, nu niciodată. Eu am citit Facebook. Lumea zice, Facebook, tu iei bani pentru emisiunile astea. Câți bani am luat de la tine ca să fii la interviu? Alex, cât o luat de la mine? Să fim serios. Nu, deci îți imaginezi că se vorbesc multe chestii și despre tine și despre asta și problema, asta și problema. Un debil a zis pe Facebook. Știți, debilii merg în continuare. Nu, nu-mi spate așa de trăit, oameni buni, hai cât de cât să mă cizelăm, hai să știm cât de cât sănătoși la cap, nu, nu-mi spate așa de trăit, cineva a zis ceva. Facebook s-a transformat într-o zonă pentru bârfe, punct, și multă publicitate. Păi short, tu crezi că Instagram-ul... Acolo sunt poze cu cățeluș, cu copilaș și mai vezi ceva... Cu lalele galbene. Cu lalele galbene, apropo. Mă, și bătaie mâncat cu lalele galbene. Dita mai scandalul, nu? Scandal n-a fost, dar bătaie lua. Ironizare tare mult. Băi, e bine măcar. Decât să nu se vorbească deloc, mai bine să vorbească. Și pe bune spun, eu n-am nicio dragoste față de tine. Nici una. Noi nu suntem prieteni, dar nu suntem cu mătri. Aveai satisfacție atunci, da? Dați-i în cap. Eu am văzut poza. Zic că omul a pus o poză. Demonstrativă, da, frumos, pune așa o mătrișoară. Și zic, ok. Peste 12 ceasuri, eu văd bătaie în tine. Unul bate, a doilea bate, a treilea bate și care ne-s prieteni și mie. Zic, dar ce bat așa de tare? Ce a făcut omul? A pus o poză. Zic, ei, hai, dacă așa e trend, e trend. Și explicația ta? De ce bat așa de tare? Trebuie să-i chem și pe deși la emisiune, probabil. Pentru că oamenii când au nimic mai interesant, găsesc... Eu pe bune n-am înțeles de ce ai luat așa bătaie. Eu pot să înțeleg de ce ai luat bătaie că tu ești născut în unul cuptor. Cuptor. Da, da, da. Acolo, tu fierbi acolo sau ce faci tu acolo? Da, era o ironizare. Am văzut și acolo la bătaie. Eu am impresia că lumea n-are ce faci, serios. Nu, faptul că despre tine se vorbește, asta înseamnă că tu faci ceva ce îmi prezintă interes. Așa că mândrești, așa că mândrești. Așa mândrești, da. Eu, dar azi ziceam, vedeta ești tu. Când o să mă duc la cineva la interviu, eu o să vorbesc. Dar eu vreau să întorc cumva să-ți dau ție, pasă, hai eu. Eu o să vorbesc și despre lalele galbene și despre luna lui cuptor și tot așa. Dar de ce te-am întrebat eu despre aceste învățăminte de la tatăl tău? Eu voiam să înțeleg cum ați ajuns voi în Paris, toată familia. Pentru că la un moment dat, înțeleg că tatăl tău a fost numit consilier pe probleme culturale, da? La ambasada noastră din Paris. Da, culturale. Tatăl meu și cultura. Tatăl meu a fost foarte tare mințit și manipulat când trebuia să ia al doilea mandat de președinte al companiei Teleradio Moldova. Dar l-a bătut tare și tot al lui l-a bătut. Pentru că a fost credul, exact ca mine. Credeam prieteni, exact cum cred eu în actualii mei prieteni. Deși pentru mine lecția lui este foarte mare. Și l-au trimis încolo cu ideea că noi trimitem încolo, inițial ca și consilier, după care să fie ambasador. Dar asta e aberație. El atunci nu știa chestia asta. Pentru că când trimiți pe cineva în exil, îi spui din start ce ai să fii tu. Trebuie să fii ambasador. L-au trimis un fel de consilier. A stat două zile, o săptămână, trei, patru, după care a aflat din știri că noul ambasador în Franța este domnul Cutare. Iar peste încă o perioadă a aflat cu un pațanaș, un copilaș din vârsta aia, atunci era pațanaș, da, 24 sau 20 de ani sau 26, nu știu. Dar fișoraș de foarte important om din Moldova, a fost numit consilier politic. Eu pe omul ăsta îl cunosc, îl țin minte, suntem prin Facebook. Sper să pună like la această emisiune. El a fost numit consilier politic. Tot la ambasadă. Da, 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 da. Și pe tata meu l-au transferat la probleme de cultură. Tata meu 50 de ani,
dintre care 35 de ani doar citea de politică la cultură. Și până în ziua de azi, vă spun domnul Galben, eu am mai spus cândva uneori, undeva, dar tatăl meu în ziua când a aterizat acolo, s-a angajat, s-a dus la ambasadă. El trimitea multe note informative, zeci de note informative, la Ministerul de Externe de la Chișinău. El analiza ce se întâmplă, ce este. Și el în anul 2000, începutul anului 2004, spunea așa, în aceste note informative: stimat Ministerul de Externe, stimat Chișinău, din ceea ce analizez eu, următorul președinte al Franței va fi Nicolas Sarkozy. În opinia mea, studiind biografia acestui om, eu cred că noi trebuie să ne punem bine pe lângă Ungaria, pentru că mama lui Sarkozy este unguroaică. Dacă noi o să ne îngușim pe lângă Ungaria și o să dăm din înțeles astfel lui Sarkozy, Sarkozy cumva va face legătură cu noi. Franța face parte din G8, atunci era G8. Și noi astfel am putea ceva lua de la ei. Trecusă vreo lună și cineva a scris la Ministerul de Externe de la Chișinău lui tata meu: noi din cauza la toate notele tale informative trebuie să cumpărăm dulapuri noi, când avem unde să le punem. Numai să înțelegeți cu ce s-o ocupa și eu să zic până în ziua de azi așa fac ambasadele noastre. Acolo e vorba doar de recepții. Doar de recepții. Acolo doar să dau bani de băut. E că dacă faceți dumneavoastră o interpelare la Popescu, ministrul de externe, dar oficial cu ștampile, și dacă vedeți în buget câți bani se dau la Ministerul de Externe pentru ambasadori, cu tot cu familii, pentru că ei arendează apartamente, fiecare membru al familiei ia bani fără să facă nimic. Mai să vă îngroziți. Tata meu n-a vrut să stea degeaba acolo. El a vrut să muncească. Până în momentul când tu de ce ne dai noi aceste note informative? Noi trebuie să cumpărăm dulapuri pentru tine. Deci el pur și simplu a fost trimis acolo ca să nu mai rămână aici, să ia al doilea mandat de director al Teleradio Moldova. Da. Okay. Între timp a fost ales un nou director, da? Cât timp el era acolo? Sau cum s-a întâmplat? Și asta l-a afectat. A, tu vrei să ajungi în altă parte. Eu vreau să înțeleg motivele care l-au făcut să recurgă la gestul la care a ajuns. Voi ați stat jumătate de an în Paris. Erai tu, sora ta și mama ta. Domnul Galbin, asta vreți ca eu să plâng? Nu, eu vreau să explicăm punctual ce s-a întâmplat acolo. Contextul în principiu este clar. Starea emoțională al tatălui tău bănuiesc nu era cea mai bună. Curtea de conturi la Chișinău, în perioada aia, când era tata meu la Paris, efectuase o percheziție sau cum se numesc ele, controle la Teleradio Moldova. Și au depistat lipsa de bani, de câteva milioane de lei. Și au început să tipărească această informație. Curtea de conturi, controlată de Vladimir Voronin și Vasile Tarlev. Și au depistat nereguli financiare. Unde-s banii? Și vă spun eu, domnul Galben, unde-s banii? Tata meu avea o problemă care se numește sensibilitate. Vineau bani de la bugetul de stat pentru aerul Moldova și el vedea că foarte mult se duce pentru mașini, tehnică, dar verifica salarii la oameni. Și spune că asta nu-i normal. Oamenii primesc prea puțin. Prea puțin. Tata meu avea BMW seria 5 la scară. Statul ducea rampă, da? Și el simțea incomod. Deci eu vin cu rampă. Iar oamenii ăștia au 700 de lei pe lună. Și el banii i-a luat de acolo și a dat la salarii și la premii. El a manipulat cu, nu din salarii, dar dăm premii, dăm chestii anuale, de Paști. Dacă oamenii să aibă bani, cât de cât să bată niște bani. Și vine doamna Curtea de Conturi și depistează nereguli. Și apare în presă, inclusiv în presa de partid. Și tata mea își dă seama atunci că el a fost distrus de către
oamenii cărora le-a demonstrat devotament. El n-a vrut nimic în plus. Un leu n-a vrut în plus. El a vrut binele oamenilor de la Teleradio Moldova. Atât. Și vin pidere și ei de la Curtea de Conturi și spun că, bleat, el a furat. Nu să știți, domnul Galben, că eu ani întregi am fost întrebat de oameni, dar unde sunt milioanele? Dar de câte milioane era vorba? 27 sau 28 de milioane, așa era în știri. Deci noi am murit cu datorii, noi am murit acasă cu datorii de 4.000 de euro. Mama mea, din cauza la 4.000 de euro, a plecat în Italia. 4.000 de euro, domnul Galben. 4.000 de euro. Dar tu niciodată n-ai vorbit detaliat despre asta. Deci tu ai făcut o postare desfășurată pe Facebook, unde ai vorbit că după aia, deja prin explicație, am înțeles că tu l-ai găsit pe tatăl tău strangulat. Deci el s-a sinucis. Tu l-ai găsit în incinta ambasadei Republicii Moldova din Paris. Tu având 20 de ani atunci. Acum este în principiu foarte clar ce l-a dus spre asta. Deci înțeleg că problema a fost cea mai mare, aceste milioane de la Teleradio Moldova. Nu că Teleradio... Insinuau că el le-ar fi furat? Aceste insinuări, aceste bătăi și pe loc drept. Omul a vrut ceva să facă în viață, să manifeste. Pentru unul, ca să-i facă un ajutor, la doilea, să facă un ziar, să facă o gazetă, să facă o televiziune. Din nimic să facă ceva. Și a făcut. Și până la urmă l-au trimis în exil și au zis că tu ai furat bani. Și mama mea vindea televizoare în Chișinău. Și a plecat în Italia și până în ziua de azi tot circul în Italia și vin înapoi acasă. Ceea ce a urmat după și faptul că a fost deschis o anchetă și faptul că ancheta asta a fost închisă foarte rapid ridică multe semne de întrebare. Tu singur ai spus asta. Da. Și eu înțeleg că nici până acum nu există o claritate, motivele care au făcut ca... Dar nu mai scriu nimic. Autopsie n-a fost? L-au băgat în sac de zinc. A doua zi mi s-a luat pașapoarte diplomatice. Așa de scârbos a fost domnul Galben. Eram la vamă. Pe de-o parte trec și scriu, pe de-o parte trec eu, sora mea și mama. Și acolo stă unul de la ambasadă și vă rog să predați pașapoartele diplomatici. De parcă eu trebuia cumva să le vând undeva. Atât de scârbos a fost. Eu vreau să spun că niciodată, dar niciodată nu te uita la și nu crede în oameni care aparent ați vorbit binele. Atunci nimeni nu v-a ajutat. Voi ați rămas singuri cu... Deci, practic, tu ziceai că ai ajuns la... în Republica Moldova, tu, sora, mama și scriu. Și datorii. Da. Noi am apelat atunci și la cei mai mari oameni din Moldova din acea vreme pentru a ne da un preot. Și ei n-au vrut. Că cel care strangulează n-are voie. Și oamenii ăștia sunt vii. Și apropo, urmăresc emisiunea asta acum. Și eu fost la emisiunea. Știți de ce urmăresc emisiunea asta? Pentru că existem ca eu să nu spun prea mult. Dar noi i-am rugat plângând. Un preot. Tu vorbești acum de liderii de atunci. Da. Atunci la guvernare erau comuniștii. Deci tatăl tău a fost înmormântat fără preot? Da. Da, în schimb cu vioară. De ce cu vioară? O rudă de-a noastră a venit și a spus că lui îi plăcea vioara și a cântat în locul preotului. Și a fost mult mai frumos decât cu preotul. Datoriile. De unde erau datoriile alea? Pentru că tu ziceai că v-ați pomenit fără tată, mama ta fără soț, cu datorii și ea a fost nevoit să plece în peste hotare. Tatăl meu împrumutase niște bani pentru ca să
face mutarea asta din Paris, din Chișinău spre Paris, dar prea tare s-a adâncit în datorii. Adică adâncis la vremea aia 4.000 de euro. Eu știam că va fi așa la emisiunea asta, dar eu credeam că o să fiu mai tare. De ce? Tu ai venit cu gândul să nu vorbești nimic despre asta? Nu, eu știam că toate astea se întreb. Eu eram sigur că astea se întreb. Eu știam clar ce se întreb. Dar nu știam că e să o faci în așa fel încât eu să mă... Dar pe tine ce te emoționează cel mai mult? Iată, tu când vorbești despre tatăl tău, tu înțelegi că s-a procedat extrem de urât și sunt oameni care ar trebui să răspundă pentru asta. Pentru că tu nu vorbești nimic, tu zici cândva o să facă dreptate. Cineva mi-a promis că o să-mi spun adevărul atunci când o să fie timpul potrivit. Ce a arătat ancheta? Ancheta a arătat că a murit de moarte prin strangulare. Păi da, dar sunt motive care au dus la acest gest. Sunt oameni care probabil l-au determinat sau au pus presiune psihologică. Poate fumat aici. Hai. Da? Se poate? Ok. În momentul ăsta n-ar trebui să întrerupem interviul ca să ieșim afară, așa că... Gheorghe, eu de fiecare dată când tu vorbești la subiectul ăsta, este evident că tu multe chestii nu le spui. Și evident că cineva ți-a mai oferit informații. Și eu bănuiesc că deja au fost momentul ăla când tu ai aflat ceea ce trebuia să știi. Și eu sunt sigur că omul care ți-a promis că o să zic mai multe detalii decât tu cunoști e Vladimir Voronin, pentru că mai bine decât el nu știa nimeni ce s-a întâmplat cu tatăl tău atunci, de ce a fost exilat, ce s-a întâmplat la teleradio și de ce el a fost efectiv decapitat jurnalistic vorbind și profesional. Tu acum pentru tine ai răspunsuri la întrebările care ți le-ai pus atunci? La multe dintre ele am răspunsuri. Tu mai cauți răspunsuri pentru tine? Da, eu le cunosc. Tu deja nu mai... Eu le cunosc. Răspunsul eu le cunosc. Dar nu mai are rost să mă bat. În mare parte nici nu mai am cu ce mă bat. Plecarea mamei tale. Peste hotare. Dar ea a plecat pentru că voi trebuia să faceți studii, tu și sora. Și să mâncăm ceva, da. Tot ceea ce a urmat după vorbește foarte mult despre... Cât de puternic este mama ta? Ea a plecat într-o perioadă în care se pleca greu peste hotare și era foarte scump. Ea a fost efectiv badantă. Și este. Și este acum. Noi apelasem la un prieten de familie. Care se ocupa cu business-ul ăla în anii aia. Business foarte puternic atunci era. L-am invitat acasă și în baza relației de prietenie speram că măcar o reducere de 200 de euro. Și acolo a fost un fel de aroganță că hai, mai puțin contează, am murit, n-am murit și problemele ai tu acolo te costă 3.000 de euro. Vrei, da, vrei, nu. După care m-am apelat la altă doamnă. La doamna aia, doamnă foarte aurită, plină de aur. Eu atâta aur în viața mea n-am văzut pe doamnă. Micul dejun nu și-o lua acasă niciodată, dar lua la... într-un local... pe lângă hotelul Cosmos. Și ne-am întâlnit acolo, s-o conduc pe mama mea să plece în Italia. Și mama mea își luase foarte mulți, foarte multe cărți de rugăciuni. Și doamna respectivă îi spusese mamei mele, pe toate le arunci, pentru că o să fie foarte complicat. Toate le arunci. Mama mea a insistat cu măcar o carte de rugăciuni să fie cu ea. Și în fața acelui hotel, unicalul ăsta lui Kotovski, ne-am pupat. I-a urcat într-un microbuz și peste 7 zile sau peste 10 zile i-am sunat și mi-a spus că a ajuns în Italia.
Peste ani am aflat prin câte a trecut, prin râpi, ascuns prin păduri, nespalat, umilit. Femeie care acum un an stătea la masă, la aceeași masă, cu Vladimir Voronin, președinte de atunci al țării, și cu toți șefii de atunci ai țării. Femeie foarte important, că era soția lui Ion Gonța totuși. Umbla nespalat prin râpi din Ungaria și tot așa mai departe, după hartă. Și peste 7 ani, ne-am revăzut. Peste 7 ani. În 2004 moare tata, în 2004 mama pleacă în Italia și în 2011 mă văd cu mama. Mama are peste 60 ceva și tot e trist. Eu azi ca un arogant sau și fumez. În NBC direct. Ceea ce spui tu e atât de trist, dar e o realitate. Deci, faptul că ea stătea cu cele mai importante persoane din stat la o masă și după aia e nevoit să meargă prin râpi. Cum au plecat foarte multe femei în acea perioadă? Așa este. În special în Italia sau în alte țări europene. Asta vorbește despre foarte mult curaj, dar descrie o realitate pe care cumva mulți nu înțeleg, am impresia. Și faptul că după greutatea asta de 7-10 zile pe drum, urmează ani în care femeile astea s-ascund și au uneori o viață și mai complicată, grozăvia prin care au trecut. Mama mea a șocat despre asta, se numește Crucea Singurătății. Carte foarte bună. Istorie despre moldovencile de acolo. Carte foarte trist despre cum au trecut. Și stau bădăranii din moldoveni și frecă coniac prin barul sau vodcă de 50 de lei. Spun că femeia mea e o curvă în Italia. Femeilor astea trebuie depus monument. Migranții ăștia nici nu au salvat viața Moldovei. Bun, eu când ne aud pe dumneavoastră ăștia care că diaspora noastră este foarte înțeleaptă și ne votează și noi le mulțumim foarte mult. Fugleți, voi vorbiți serios. Voi măcar știți ce înseamnă diaspora. Ăștia măcar știți ce înseamnă diaspora. Diaspora nu înseamnă organizații non-guvernamentale. Nu înseamnă ONG-urile astea unde se duc cu trainerul pe 2 luni, unde în afară de băuturi și hoteluri de 4 stele, ei nu văd nimic. Ce înseamnă diaspora pentru ei? Eu știu ce înseamnă diaspora. Și eu folosesc ca pe niște proști la parlamentare și la prezidențiale. Și acum ce fac? Și unii și alții. Tu vezi acum fericită? Mama mea? Da. Câteva momente, destul de rar. Tu a trebuit să-ți găsești un loc de muncă. Ai mers cumva la studii, dar nu erai foarte serios la drept, din câte eu înțeleg. Da, foarte serios, chiar îmi băteam joc. Mi-era așa indiferent și de studii și de... A trebuit să fac niște studii. Și m-am dus la drept. Și la drept am dat seama că, în general, nu percep nimic ce vor să spună mie acolo. Și am renunțat. Până să ajungi în presă, tu ai fost șoferul unui turc care îmbla cu amanta? Da. Puțin pe bune? Da, e adevărat. Deci îl purtai pe turcul ăla cu amanta prin Republica Moldova? Da, e adevărat. Wow! Te-ai pregătit bineșor. Deci asta e totuși o experiență de viață. Ce ai învățat din acea experiență? De la turc? De la turc, da. Că spate de culcat cu toate. Dar eu nu vreau să cred că cumva asta a fost etapa de tranziție spre presă. Tu ziceai că un rol extrem de important l-a jucat sora ta. Ea a fost cea care a sunat atunci la șeful de la Mold Press și l-a rugat să te invite și să-ți ofere o șansă ca să demonstrezi că poți face ceva. Și tu ai demonstrat. Deci tu te-ai responsabilizat. Sora mea a avut un rol foarte important, extraordinar de important în această pretinsă cariera mea.
foarte important. Ea a pus bazele. Această temelie postată le-a pus ea cu această plecare a ei la domnul Valeriu Reniță, rugându-l să mă primească în audiență. Și într-o zi, până în ziua de azi, simt, era seara, așteptam la balcon cu sora mea. Etajul 7 și am spus, mâine te așteaptă Valeriu Reniță. E timpul să te apuci. Câte să mai îmbli, hai hui, nu știu unde. Eu m-am enervat un pic, în gând m-am enervat, zic, asta înseamnă că mâine nu mă duc prin oraș iarăși să îmbră de-a dracu. Zic că e bun, hai că mă duc. Și m-am dus. Și poftiți. Tu ești, de fapt, mult mai responsabil decât vrei să pari. Deci dai impresia așa de genul că eram foarte neserios, dar se pare că tu știai foarte bine ce faci. Zi parcursul tău. E important să faci presă, reporterii, presă scrisă, până a deveni moderator de emisiune. Asta ți-aduce plus valoare? Iată, de exemplu, mama te-ar învăța, pe tine sau pe mine, mai întâi scrie. Foarte frumos scrie. Și tu scrii foarte frumos, dar tu nu știi ce scrii. Mama îți arată așa. Ia să conduci pixul și fiecare cuvânt să arată cum scrii corect. Sau frumos cum scrii. Tu nici știi în alfabetul. Eu de asta spun. Trebuie de luat toate etapele. Literele, numărul acestor litere în alfabet, felul de a scrie, cum să scrie și tot așa până în culmi. Eu până în ziua de azi insist cu un om care vrea să muncească în presă și dacă are chef și mai are firme, trebuie să o ia de la zero. Și eu nu numesc agenția de presă zero, dar agenția de presă te face asta cele mai importante lecții care poți să le ai în domeniul jurnalismului. Și atât de acolo, încet-șor, ca avionul lui Macron care a plecat, lăsându-ne pe noi cu 15 milioane datorii, că așa ne-a promis datorii, da? Cu tot cu dobândă, și 40 de milioane care nu vin de la Paris, dar vin de la Fondul Uniunii Europene. Nu puteam să mă abțin. Național 4. Cum ai ajuns acolo? Eu lucram la Radio Antena C. Era un domn care răspundea de foarte multe instituții mass media, un fel de smatreași, de presa comunistă. Atunci Radio Antena C era sub controlul comuniștilor. Domnul Sergiu Batoc, regretarul Sergiu Batoc, m-a remarcat și a zis că omul ăsta e, copilul ăsta e cu perspectivă. M-a luat la NIT, era așa un post de televiziune NIT. Știm foarte bine. Așa, acolo l-a stat 2 luni. Șeful meu a plecat de acolo, a fondat în 4, adică el era în 4, dar l-au tras din RIF, ceva de genul ăsta, l-au făcut în 4 și l-au pus pe el, adică producător general și m-a luat pe mine. Și cred că așa am ajuns la, asta a fost 2008. Tu ai lucrat o perioadă reporter. Tu emisiunea n-ai început să o faci din start, Puterea 4. Da, eu 4 ani am muncit reporter la M4 ca să fac emisiuni. Talk show politic. Te vedeai în formatul ăsta? Niciodată. De ce? Eu sunt băiat ambițios, dar sunt și realist. Eu cred că pentru a obține ceva, mai întâi trebuie să dai foarte, foarte mult din coate. Și pe mine, acest domn Batoc m-a sunat într-o zi în anul 2000. În a doua parte al 2011 și mi-a zis că e timpul să fac talk show politic. Și eu am spus că e prea devreme, eu nu cred, nu sunt de acord, că sunt prea copil și el a spus că e timpul, gândește. Mi-a dat o lună să mă gândesc la denumire, la format. Și denumirea tot el a inventat-o, Puterea 4-a, e aparținut în domnului Sergiu Batoc, regretatul lui Sergiu Batoc. Și în anul 2012 am lansat, în ianuarie, am lansat emisiunea. 10 ani anul ăsta. Da. Face. Dar cu o pauză. Cu o pauză de un an. Atunci erau puține talk show-uri politice. Adică mai puține decât acum. Da, acum
Fiecare care bea două pahare de bere face talk show. Cine a fost primul tău invitat? Vladimir Firat, prim-ministru de atunci. Cum a fost emisiunea? Proastă de tot, în opinia șefilor mei, în opinia mea foarte bună, pentru că îl băteam de Doamne ferești. Mi trebuia cumva să iese în evidență și de asta îl băteam. Firat era șocat, șefii mei proprietarii erau șocați, dar, per total, niște profesioniști, care mi este actual șef, domnul Valentin Afteni, a spus că e o emisiune catastrofală. El atunci spune asta. Și ce te-a învățat acea experiență? Acum ești diferit? Nu mai ai drept scop să bați invitatul? Eu mă bat doar cu cei care reprezintă puterea. Oricare este putere. Eu cred că să bați în opoziție, asta e o prostie. Opoziția așa e calică, e moarte. E nu-i. De asta și se numește opoziție. Pentru că poporul e trimis în opoziție, adică nicăieri. Tu ești nimeni. Gata. Eu cred că bătaia trebuie să aibă loc cu puterea. Bătaia în sensul normal a cuvântului. Nu întrebări genul, dar de unde ai tu pantof de 500 de euro? Asta e idiotism tâmpit. Dar de unde ai tu casă de 1 milion de lei? Doamna jurnalistă sau jurnalist, la tine casa costă 3 milioane. Dar nimeni nu vrea să spună asta în direct. Și că moraliști ăștia, ies vedete, serios, ies vedete. Și revenim la întrebare, da. Cu timpul am devenit foarte cumințel. Pe opoziție întreb ce trebuie să facem ca să revii la putere, cu ăștia de la putere te bați. Spui că, băi, poporul spune că ești prost, poporul spune că pensia e proastă, poporul spune că pensia sau salariul este mic. De ce? Și atât. Altceva nu trebuie știut. Doar spui întrebările care sunt din societate. Tu ai avut un argument sau o descriere acestor 10 ani de puterea a patra, că tu ai spus că toți vorbesc mereu una și aceeași. Opoziția promite că atunci când va veni la guvernare va fi mai bine, iar când vine spune că totul a fost rău și este rău din cauza fostei guvernare. Și iată așa, an de an, sau odată la 4 ani se schimbă. Atunci care e rostul unui talk show politic? De ce faci asta? Și eu am momente când sunt foarte plictisit deja și obosit. Chiar obosit, nu că vorba doar de plictiseală. Eu nu știu dacă mai au ceva nou la emisie. Pe bune, nu știu. Iată, tu ai la tine e foarte bun talk show. Azi vine unul din presă, mâine din politică, poi mâine vine cineva din showbiz, da? Medici. Mereu afli ceva nou. Dar la mine de 10 ani una și aceeași. Aceleași minciuni. Aceleași minciuni? Aceleași. Și eu n-am voie să spun. Dar ele se repetă an de an. Și eu trebuie să le suport. Și eu le suport. Și că așa trebuie să-mi bat joc de proprii mei telespectatori. Oameni buni, răbdați și ascultați. De ce se întâmplă? De ce se repetă absolut tot? Iar și iar. Policienii schimbă declarațiile, sunt aceleași și tot așa mai departe. Nu știu, sau e vorba de zona geografică unde se află Moldova și n-are noroc din nimic. Sau e vorba de sângele nostru care îl avem noi și e așa. Adică moldovenii care sunt moldoveni. Invidioși și urâm pe alții și când venim tot așa facem ca alții. E foarte grea întrebarea asta. Da, e același lucru. Nicio schimbare. Dar care e rolul jurnalistului? Măcar să-i arătăm pe față cât de mincinoși. Măcar asta. Măcar să aibă în ce scuipa seara la televizor. Și crezi că oamenii înțeleg asta? Sunt sigur de asta. Doar că oamenii au o mică problemă. Să lasă amăgiți în timpul alegerilor. Aici îi greșesc. 3 ani jumătate sunt foarte bravi. Dar ultima jumătate de an noi un pic ne lăsăm manipulați și deja îi credem pe mulți. Am aici un vin Chardonnay Sauvignon Traminer din 2020 de la Aurelius, dar înainte de asta vreau să te provoc să fie ceva util pentru cei care ne urmăresc. Tu ești un jurnalist cu foarte mare experiență și faci un show sau un talk show politic de succes, zic eu.
Cum crezi, care sunt ingredientele care fac ca un show politic să fie de succes în Republica Moldova? Succesul constă în a crede în ceea ce faci, fă-o curat, fă-o din inimă, n-aștepta aplauză, nu număra like-urile, niciodată nu te uita la inimioare și fă-o pe bune. Și el o să vină de la sine. Asta e cel mai plăcut lucru care poate. Pentru că dacă bagi la sponsorizat, noi băgăm pe gât, asta nu o să iasă niciodată. Trebuie de la sine să fie, din inimă și din suflet. Și cel mai frumos făcut. Eu merg principiul ăsta de viață. Fii tu însuți. Dar cum ai reușit tu timp de 10 ani? Ok, facem abstracție. N-am de... nicio strategie, niciodată. Facem abstracție ultima perioadă. Cum ai reușit să-i aduci pe toți, practic, cu excepția lui Plahotniuc și nu mai, poate mai este cineva din ăștia grei care n-au fost. Dar cam toți veneau la tine și veneau cu regularitate. Pentru că avem aceeași abordare față de toată lumea. Și pe unii băteam, și pe alții băteam, și pe unii stimam, și pe ceilalți stimam. Eu am respect față de invitația mea. Un ultim aspect, în special ce ține de întrebări. La tine, de multe ori, invitații fac niște declarații pe care nu le mai fac nicăieri. Și ei singuri uneori probabil regretă că au spus anumite lucruri. Dar tu crezi că eu n-am să regret după ce să ies de la tine și am spus astăzi? Bravo să ții, eu nu știu cum ai crescut tu așa, dar pe bun să spun. Ai crescut, dacă eu am boșit în emisii directe de 4 ori, asta nu a putut nimeni face. Hai eu... că mai avem o jumătate de emisiune, așa că... Nu, gata, atât a fost să fie. Părinții tăi, ambii jurnaliști, acum și tu ai soție jurnalistă și voi aveți deja bani buni împreună, ați lucrat împreună. Era dezavantaj atunci când munceam amândoi la același canal televiziune, pentru că seara veneam acasă și nu aveam ce vorbi. Amândoi la M4. Ce zbârfești? Dacă amândoi știam aceleași bârfi. Iată, asta era o problemuță. Că doar noi nu suntem în romanele lui Carlos Dreams, că unul povestește despre ceva și altul povestește despre altceva. Nu, e adevărat. Pandemia a făcut din noi minuni, din familia noastră a făcut minune. Atunci pandemie ne-a reunit. Pandemia pe noi doi ne-a reunit. Noi ne-am redescoperit. După mulți ani împreună, 2008, pe noi băgându-ne acasă autoritățile, am început să vorbim ceea ce nu vorbeam cu mulți ani împreună. Ce frumos! Chiar a fost fantastic. Unii au divorțat după pandemie. Păcat. Dar pe noi atât de tare ne-au unit. Voi aveți 10 ani de căsnicie, dar împreună 14 ani. Așa este. Wow! Da, e ceva. Doi copii și vreau să dau sfatul celor care, dacă îmi permit, cei care încă nu sunt căsătoriți. Este foarte important ca înainte de căsătorie să ai ceva timp împreună. Dar zi-mi, ce se schimbă odată cu trecerea anilor într-un cuplu? Dacă nu-s copii, E rutină. După care vin copiii, primii 2 ani, nu e rutină. După care iar e rutină. Și ce trebuie să faci ca să nu mai fie rutina asta? Eu cred că fiecare trebuie să facă propria familie. Și o fac cum vrea ea. Te bați, te iubești, o faci sex pervers, sau mai puțin pervers. Tot inventez. Eu nu văd, eu văd, nu știu, idiotism pe Facebook sau chiar și emisiuni. Cum să păstrezi familia? Și asta povestește cineva care deja a divorțat. Înțeleg eu la cine bați. Nu bate nimeni. Pe bune, nu bate nimeni. Dar chiar e ridicol. Tu ai spus un lucru destul de curios, că tu ai deplină încredere în soția ta, dar nu ești sigur că ea are deplină încredere în tine. Dar cum să ai încredere în animale genul ăsta? De ce ești atât de dur? Eu sunt un fel de...
Care vrea vânat, cum se numește? Care vrea vânat? Pradă? Pradă, da. Dar eu nu mă las pradă. Tot e bine. Tot e bine. Prădător, știi cum se vorbește? Că, sau vânători. Bărbații sunt vânători și ei toată viața vânează, indiferent sunt sau nu căsătoriți. Tu ești foarte cunoscut. Iarăși tot cu șosii modest, dar destul oamenii, de cunoscut. Destul de cunoscut. Oamenii te recunosc. Tu de multe ori spui că ești la fumat pe scările la N4 și oamenii se apropie, vorbiți și tot așa. Respectiv, multă atenție ai din partea tuturor, inclusiv a femeilor. Asta te flatează? Asta mă onorează pe mine. Asta e o onoare deosebită. Eu până în ziua de azi sunt deja mulți ani în domeniu. Eu la fiecare apariția unui om care spune că domnul Gonță, poți vă strâng mâna sau poate un selfie, eu rămân șocat. Asta e o onoare deosebită. Și asta e la fiecare om, la fiecare om. Și mie în clipa aia mi apare întrebarea. Pentru ce? Tu crezi că succesul tău este nemeritat? Nu, eu cred că... Dar n-am făcut eu așa de mult. Eu nu-s Carlos Dreams. Eu nu-s cineva deosebit. Eu doar pun niște întrebări. Carlos Dreams tot zici că el n-a făcut nimic deosebit. El și da, că el a făcut. Simplu. El a făcut. Tu ești mare fan Carlos Dreams. Carlos a făcut. Eu doar pun niște întrebări. Voi ați avut vreodată discuții sau ați fost în prag de divorț? Cu soția. Divorț? Mhm. Uh-huh. Păi, tu serios? Mm-hmm. Niciodată. Asta nici. E bine. Noi am trecut prin multe. Prin multe am trecut. Și greșelile au fost ale mele. Doar ale mele. Și multe greșeli. Și soția le-a iertat pe toate? Nu le-a iertat. Soția mea nu iartă nimic. Niciodată soția mea nu iartă nimic. Dar sunteți împreună. Oricum. Soția mea merge mai departe. Și nu uită. Și asta pe tine te învață ceva? Sau te-a învățat ceva? Da. Cu asta fiu tâmpit mai departe. Noiembrie 2016. Ai plecat de la Național 4, motivând că cineva încearcă să-ți afecteze imaginea. Postarea ta pe Facebook. De azi nu mai sunt angajat al postului de televiziune Național 4. După 8 ani de muncă aici, dintre care aproape 5 cu puterea a patra, atât a fost să fie. E o decizie benevolă. Cineva încearcă să-mi afecteze imaginea. Așa cum e ea. Iar din cauza asta are de suferit și imaginea postului TV. De aia, până voi demonstra că totul e o înscenare slăbuță, dar cu efect, mă voi bucura numai de familia mea. Să trăiți frumos și bine. Și vă mulțumesc. Cu mult sens postarea asta ta. Dar e veche, măi, păi veche. E veche. Așa. Dar nu s-a făcut claritate de ce ai plecat tu de acolo. Din câte eu mi-amintesc, atunci era vorba despre o emisiune cu Renato Usatăi, care n-a apărut pe post, voi ați înregistrat-o pe Skype și n-ai mai publicat-o. Ăsta a fost motivul pentru care tu ai plecat de la Național 4? E bine, după ai revenit, dar un an ai fost plecat totuși. Vezi? E subiect vechi, dar care ridic semne de întrebare. Ce s-a întâmplat acolo, Gheorghe? Conducerea postului de televiziune a spus că a fost o problemă tehnică. Renato Usatăi a vorbit... Nu, conducerea postului de televiziune a spus nimic. Asta eu am spus că e problemă tehnică. Asta e unul. Doi, emisiunea fusese înregistrată cu acordul șefului meu. Așa. Ea fusese înregistrată la amiază. Spre seară,
Șeful meu, deci să zic că e prea periculoasă emisiunea. Erau declarații scandaloase. Da, foarte scandaloase. Și cine a luat decizia să mă fie publicată? Conducerea postului. Cineva dintre administrația canalului. Așa. Că mai bine n-ar trebui. Dar asta a fost apa la moară. Asta a fost o decizie foarte proastă spre în pofida întregul meu respect față de acest om. Total respect. Dar asta a fost apa la moară. Pentru că imaginați-vă cum se numește o emisiune apărută ulterior pe Facebook, pe YouTube, care se cheamă Zapreșionă передача на канале NCT. Când spui cuvântul Zapreșionă, tu vrei să te uiți. Deodată. Pentru că dacă noi băgam emisiunea aia, nimeni nu se uita. Sau nu se uita atât de mulți. Așa. Și de aia s-a pornit. Și usate fiind în Rusia atunci, era, e adevărat că așa a vorbit foarte mult. El a vorbit detalii despre polițiști, mulțișori polițiști și detalii necunoscute despre acești polițiști, ce urmau ei să facă, și asta e adevărat. Ești, cum ești? Tu ai făcut un an emisiune la TVC21, după aia ai revenit înapoi la Național 4. Așa. Cum s-a întâmplat revenirea? M-am supărat pe așa de la TVC21 pentru că am fost și le-am făcut rate unui cu țigă ca să mai vadă și ei ce înseamnă oameni importanți. Dar acolo au fost oameni importanți la ei, la emisiuni. Două emisiuni cu Băsescu? Și bune emisiuni. Și bune emisiuni au fost. Andreea Candu când era Nașov era pe Chișinău, Marian Lupu în viața lui nu a călcat pe acolo. Și mulți au fost. De ce te-ai supărat? De ce te-ai supărat pe cei de la TVC21? Nu plăteau bani. Deci nu ți-ai luat salariul la tine? Deloc. Până azi dator. Dar nu am nicio datorie. E ok. Le mulțumesc, tot ok. Și cum ai decis să vii la Național 4? Te-au reinvitat foștii șefi sau tu ai... Ai făcut pasul ăsta? Eu am făcut pasul. Luați-mă înapoi? Da. I-am întrebat, vreți să ne vedem încă o dată? Pentru că avem foarte multe oferte bune. Prea bune. Cu bani foarte mari. Dar voiam să fiu eu însumi. De la holding inclusiv? De la Plahotniuc? Da. Și de la alte holding-uri. Dodon, Șor? Haideți să așa, de la început întrebare. Nu știu care e holding, nu știu care e Șor, nu știu care e Dodon, nu știu nimic. Dar erau, ai avut oferte bune. Erau oferte foarte bune. Foarte bune. Și tu le-ai spus despre asta foștilor șefi de la Național 4? Nu, nu e adevărat. Șefii mei sunt foarte bine mersi pe picior. Ei nu dau doi bani pe asta. Ei nu leașă când aud eu 1 milion într-o oară sau 2 milioane. Lor le indiferent. Ei sunt oameni foarte serioși. E vorba de mine. Am zis, prima ofertă, a doua, a treia, a patra, a cincea. Dar eu voiam libertate. Iar șefii mei de la M4 îmi oferă mie libertate. Gonța, fă ce vrei. Fă absolut ce vrei, dar fă corect. Măcar cât de cât corect. Noi înțelegem că mai ai niște apucături, că îți place de unul sau îți place de altul, ai rezerve personale, treaba ta. Dar te rog, măcar cât de cât. Și noi muncim împreună. Și pentru asta le mulțumesc până ziua de azi. De asta și sunt 10 ani aici. Te vezi încă mult timp aici sau în presă în general? Încă da. Mai aici spune? Tu eu nu spun nimic, eu doar pun întrebări. Oricum, prin felul cum pui întrebări, oricum spui, dai de înțeles și asta foarte mult contează. Păi dăm guvernarea mai să îndujăm și după asta bine. Dăm guvernarea. Dar care este până la urmă rolul presiei, cum crezi tu? Să ucidă. În Moldova presa este pentru a ucide. Politicieni? Da, oponenți.
presa voastră de partid, care e voastră foarte mult. Foarte mult. Tu zici, pentru anumite categorie, pui care presă? Când zici presa voastră, la ce te referi? La voastră care nu lucrez eu. Dar presa pe care o faci tu, care este obiectivul? Să informez omul acasă. Vrei, l-a spus pe ăsta, a doua zi l-a spus pe ăsta, la treia zi l-a spus pe ăla. Fă-ți o concluzie sâmbătă, bea o pahar de vin și fă-ți o concluzie. Luni a venit cu tare, a doua luni cu tare. Și într-o vină să faci tu concluzie. Dar presa, Gheorghe, poate fi un business în Republica Moldova? Este business. Este? Este, dar slăbuț. Mai ales presa de partid, care tot e voastră. Dar un jurnalist bun, corect, independent, poate să trăiască decent? Da, eu pot trăi decent. Din salariu? Da. Deci, șef mie, dar o salariu foarte mare. Tu ai un salariu foarte mare? Da. Nu o să te întreb care este salariul, pentru că bănuiesc că este confidențial. Sau poți să-l spui? Nu, e răspuns. Hai mai departe. E de ordinul miilor de euro. Hai și eu să-i prezentor la ProTV sau așa. Adică 1000 de euro, asta e foarte mult, da? Nu e adevărat. Eu așa bani n-am. N-ai 1000 de euro? Da, am binișor. Dar 1000 de euro n-am. Deci banii pe care tu îi primești la Național 4 îți permit ca tu să-ți întreții familia și să ai o viață decentă. Da. Cât de bogat ești tu? Deloc bogat. Avem o mașină, susiere mașină din anul 2011 și un apartament pe care l-am achitat după 8 ani, acum jumătate de an sau un an. Asta mic mai mult, 70 de metri are apartamentul. Foarte modest. Atât, absolut nimic în plus. Dar mai mult nimic în plus. Nimic. Și tu ai avut oferte? Am avut foarte bănoase. Foarte bănoase. Ofertele astea mai sunt valabile? Adică acum, dacă tu ai dori să faci bani, da, mulți de bani. Dacă mâine vreau să sun, dacă vreau în 3 luni să fac casă la etaj în centrul Chișinăului, mâine mă duc. Mâine mă duc. Dar n-ai mai avea libertate de exprimare? Deloc. Și nici eu n-aș fi Gheorghe Gonță. În Republica Moldova există presă independent? Da, în 4. Eu. Și gata? Și atât. Știți de ce? De ce? Șefii mei sunt oameni foarte bogați. Oamenii ăștia, în general, în viața lor, n-au avut treabă cu politică. Niciodată. Ei sunt businessmen. Foarte, foarte bogați. Ei îmi dă doi bani. Cine-i Filat? Cine-i Maia Sandu? Cine-i Voronin? Ei fac business. Și unica lor dorință este ca statul, oricare guvernare vine, să facă reguli frumoase, corecte, pentru business. Atât tot. Și la alte posturi crezi că nu este această regulă? Unde? Unde? De exemplu, am libertatea să întreb și să aduc pe orice. Asta e post de televiziune? Nu, aici. Aici nici nu se discută. Așa. Dar ce aici fac eu la TV8, de exemplu, emisiunea Freedom? Nu există. Dar eu spun din perspectiva. Deci tu acum vrei să mă crezi sau nu, dar oricum am libertatea să aduc pe oricine să întreb despre orice. Exact același lucru îl spui și tu. Faptul că unii nu vin, asta e altă problemă. Faptul că la mine nu vin socialiștii, nu atât e problema. Că poate și problema mea, că nu știu, eu poate nu inspir încredere pentru opoziție. Păi ei nu vin nici la ăștia, la doamna... Nici la Mariana Rață, nici la Ghețu, deci nu vin nicăieri. Păi ia niște prășii, așa e, prost e asta. Sunt categoric nu vin la TV8, este așa. Dar... Ok, dacă facem abstracții de TV8, că aici sunt subiectiv, evident. Alte posturi de televiziune chiar nu sunt independente în Republica Moldova sau instituții de presă? Eu nu bat în colegii mei, ei toți sunt independenți, ei sunt foarte bravi, dar în patru cea mai curat. Cât de mult contează reputația în mediul jurnalistic moldovenesc? Reputația este o noțiune falsă. Tu fie ești cine ești, fie nu căuta pe dracu. Tu vrei să faci, să fii altcineva decât ești? Eu sunt, de exemplu, Gheorghe Gonță, da? Sunt așa cum sunt la TV. Exact așa încerc să fiu
sau sunt și acasă. Eu înjur în public foarte mult, foarte mult înjur. Eu înjur și pe Facebook. Eu nu încerc să păstrez o anumită etică acolo și o altă parte etică acolo. Nu e adevărat. Eu nu vreau să am o anumită reputație. Dar tu o ai, într-un fel sau altul. În opinia oamenilor, le mulțumesc din toată inima că în opinia oamenilor am o anumită reputație. Dar sunt ceea ce sunt. Dar sunt cum crezi? Dacă la un moment dat reputația asta este șterbită, da, chiar dacă zici tu că este o noțiune falsă, este călcată în picioare, mai poate un jurnalist reveni la ceea ce a fost? Nu mai călcăm noi pe greble din când în când. Și cu aceste greble deja trebuie să trăim, fie trebuie să le ridicăm și să le facem din greble, trebuie să le facem fie sapă, fie hârleț. Sau în special hârleț. Înțelegi de ce te întreb? Da, am înțeles. Eu vreau să trecem la subiectul Natalia Morari și prietenia voastră. Din câte eu știu, voi prieteniați foarte bine până la cazul Morari-Platon și prieteniți și acum. Da. Cât de bine o cunoști pe Natalia Morari? Foarte bine. Eu mă cunosc cu ea din anii când ea abia începea să devină vedetă și până în ziua de astăzi suntem prieteni. Cum este Natalia ca om, ca prieten? Exact ceea ce vedeți la TV, exact așa este și la fiecare masă de apă plată sau pahar de vin. Și asta nu pe mine trebuie să mă pună pe gânduri, dar pe voi. Voi mereu întrebați Natalia Morari. Mi-aduc aminte acum când trebuia să lanseze emisiunea ei la An 4, cu două sau trei zile înainte, mă sunau toți prietenii mei sau neprietenii mei și mă întrebau, salut, dar cine e primul invitat la ea? Zic, hai, poate din respect față de mine, măcar mă întreb cine vine la mine la emisiune? După care întreb cine vine la Natalia. Și toți se întrebau, cine, după care acum vine rând pe rând la mine la emisiune cine vine și mă întreabă cum e rieticul Natalia Morari? Pe bune? Pe deoparte sunteți... Te supăr asta? Nu mă supăr. Stați un pic. Păi deoparte o faceți pe oamenii care nu o acceptă, da? Ceva v-a supărat? Ceva nu v-a plăcut? Dar vă interesează? Dar tot se uită. Și toți întreabă. Hey, people, cât de mari sunt limitele fățărnicii? Cât de mari sunt? Dar tu înțelegi de ce se întâmplă asta. S-a întâmplat un eveniment, oamenii vor să înțeleagă care o să fie reacția publicului. Eu, Natalie, i-aș adresa aceleași întrebări care o să le pun ție acum. Dacă ești tu aici și poți să te adresezi ție anumite întrebări, o să o fac. Prietenia asta cu Natalia Morari. Ce înseamnă? Tu vă vedeați des, nu știu, la bere, prieteni de familie sau cum am eu unii prieteni cu care mă văd odată în an, da, mă salut, sunt super ok, eu îi consider prieteni, dacă aș avea nevoie probabil m-ar ajuta, eu i-aș ajuta, dar nu e așa că ne cunoaștem foarte, foarte bine și mergem în ospiție odată pe săptămână. La voi cum era? Sau cum este? Cum era și este. Ne vedem destul de des. Soția mea se împacă foarte bine, cu Platon eu mă cunosc bine, nu ne vedem pentru că omul nu e în țară. Dar dacă ar fi în țară v-ați vedea cu familiile? Cred că da, sunt sigur că da. Cu cealaltă familie a ei mă vedea. La ce te referi aici? La Chirile Lucinski. Vă întâlneați împreună? Eu mă respect prietenii mei. Orice ar face ei. Și mereu am vrut asta de la prietenii mei. Să mă respecte pe mine. Orice aș face eu. Și orice aș greși eu. Dacă în opinia lor eu greșesc. Mi se pare o abordare foarte corectă. În asta constă prietenii. Dar la ea s-a schimbat mult.
La neredactat cu Rodica Ciurănică, tu ai fost întrebat ce jurnaliști din Republica Moldova respecti, cei care fac talk show-uri politice. Și tu ai spus Natalia Morari, Lorena Bogza și tu. Și ai spus asta după tot ce s-a întâmplat, inclusiv cu Natalia Morari. Vorbind din perspectivă jurnalistică, ceea ce s-a întâmplat, cazul Natalia Morari, Veaceslav Platon și faptul că ea un copil și că ea a continuat să facă emisiunea, inclusiv să-l invite la emisiune, din perspectivă jurnalistică, ți-ți pare corect? Unu, nu inclusiv să-l chemi la emisiune pentru că atunci nu avea copii, el era la pușcărie, nu putea să facă copii. Doi, hai să facem așa, domnul Galben. Hai să ne uităm din alt punct de vedere. Să luăm pe una oarecare Gheorghe Gonța. Undeva se află că Gheorghe Gonța s-a cuplat cu o persoană, cu o femeie foarte cunoscută din Moldova. Foarte cunoscută din Moldova. Politician. De exemplu, Marina Tauber. Da? Undeva s-a aflat că Gheorghe Gonța se culcă cu Marina Tauber. Marina Tauber. Vai. Șeful partidului este condamnat. Ei s-au scos două imunități parlamentare. Ai, ai, ai. E scandal. Hai să ne imaginăm că Gheorghe Gonța se culcă cu Olivia Stamati. Om bun. Parcă arată mai bine și ori, așa-i? Parcă este un bun. Nu e atât de condamnabil, da? În viziunea ta. Dar dacă Natalia Morari, de exemplu, scruca cu Andrei Spân sau cu Dan Perciu. Era diferit. Așa-i? Oamenii ăștia nu sunt... Adică... Noi alegem cât de murdare puțulică? Ce alegem noi? Nu. Noi deci ce spunem? Mai înțeles despre greșit. Ce discutăm noi? Poziția mea este, deci eu nu intru în viața privată a nimănui. Eu la asta mă refer. Perspectiva jurnalistică. Nu e vorba de perspectivă. E vorba de abordare, domnul Galben. E vorba de abordare și viziune. Cine și cum se uită? Iată, dacă te culci cu oameni curați, buni, asta e bine. Dar dacă te culci cu oameni care de vreo 4 sau 8 ani le spune că ăștia sunt demoni țării, demoni, 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 gen Platon, da? El e catastrofă, el e furtul miliardului, el e tot. Nu prinde bine. Înțelege elementul de șoc, pentru că inclusiv Natalia era cea care făcea emisiuni și vorbea despre anumite fără de legi care ar fi fost comise de Platon. Și în momentul în care oamenii află despre o asemenea relație, elementul de șoc. Dar noi, eu nu vreau să vorbim despre viața privată și cu siguranță nici cu Natalia nu o să vorbesc despre aspectele astea. Jurnalistic vorbind, să-l inviți pe tatăl copilului tău, care urmează să apară pe lume la emisiune, pentru că el a fost eliberat la un moment dat și a fost invitat la emisiune. Mm. Deci tu aici vezi o problemă sau nu? Fata a tupit atunci, ce să fac eu? Fata atunci a tupit. Ce să fac eu? Ea a tupit atunci. Care a fost reacția ta când ai aflat? Niciuna. Pentru că nu știam. Eu sunt prieten cu ea. Eu, prietenii mei, nu-i judec. Nu pot să-i judec. Când ați decis că Natalia Morari va face o emisiune la Național 4? Și cum? Nu știu, asta a fost o lună urmă. Șefii mei au decis. Nu știu, s-au întâlnit ei între dânsii și au discutat cu familie și au întrebat șefii mei, au convins-o. Știu că șefii mei au manipulat-o pe ea și au spus că vin la noi. Mm-hmm. Nu pleca în altă parte, vin la noi. Adică oricum ea, cum a anunțat... Ea a vrut, pe bune a vrut tendere, dar șefii mei au fost mult mai deștepți. Și-au manipulat-o și-au spus că vin la noi. Nu-mi plătea drag. Cum crezi? Această achiziție, să o numim așa, pentru Național 4, este o plus valoare? Pentru cine? Pentru Național 4.
Pentru M4 da, dar pentru mine nu. De ce? V-am spus mai devreme că m-am frecat cu pasul vostru. Tu din start ai fost de ok cu... Eu nu am cotă parte la M4, eu nu decet nimic. Dar poziția ta personală care este? Este o mișcare bună? A cui? A Național 4 sau a proprietarilor. Decizia a fost bună până Natalia Morare a frecat capul despre Casa Mare. Așa. Atunci a fost decizia bună. Deja cu Casa Mare, alt atac public. Băus o bar de vin și n-avea ce spunești. Făcut o prostie, undeva au zis la obiție, nu știu, unic ceva, cineva i-a spus. Și a zis ce a zis, plece de proastă uneori. A zis ce a zis și eu și pe ochi până ziua de azi. E nici măcar nu știi ce a zis. Păi i-a spus acolo, dacă eu mi-amintesc așa, într-un anumit context, că moldovenii au făcut Casa Mare pentru ocupanți. Pentru că ea citasă pe cineva. Da. Plece. Și deja decizia nu mai era atât de inspirată, da? Că a fost o nouă lovitură de imagine. Păi da, în opinia mea n-a fost. Nu în opinia șefilor, în opinia mea n-a fost. Tu ai văzut ce spuneau cei de pe online, să zicem așa, că este o mișcare înainte de lansarea emisiunii. Adică să se vorbească din nou despre Natalia Morar și despre faptul că urmează să lanseze un nou proiect. Așa de pe online, ei când au și spun, ei inventează ceva. Asta e pe bune. Oamenii ăștia, eu nu știu, ei nu plătesc facturile, eu nu știu, sau nu plătesc benzina sau motorină. Ăștia pur și simplu freacă bilă. Dacă îi scuze pe online și le spui, hai vină aici la mine în studio și discutăm ce ai putut să-mi spui tu mie, e că, de exemplu, după emisiunea dumneavoastră o să fie câteva mii de comentarii. Și le spuneți așa, la mine la M4 vă aștept. Dacă aveți ceva să-mi spuneți, la mine la M4. Dacă decât să urlați aici în comentarii, la mine la M4. Au apărut câteva ediții Morari Live la Național 4. Ce părere ai? Ai primele două slăbuțe. Ce a fost nereușit în viziunea ta? Ea mult a băgat, mult speranță, dar nu a fost nereușit. Primele două ediții, mai ales prima ediție a fost foarte proastă. Foarte proastă ediție. Cu multe emoții. Dar nu vreți de emoții. Noi suntem oameni morți. Noi nu putem avea emoții. Noi jurnaliști? Noi ăștia care facem astfel de emisiuni. Numai toi ai reușit să scoți din mine emoții. Noi nu avem voie să avem emoții. Deci emisiunea a fost, prima emisiune a fost proastă, catastrofal de proastă a fost. Ai spus asta direct? Da. Pentru așa emisiune îți dai demisia. Dar e tare. Ar fi fost culmea după. Ea în viața ei nu va ceda. În viața ei nu va ceda. Și a treia a fost bună? Bunișoară, da. Judecata publică. De ce se întâmplă în Republica Moldova când oameni sunt anulați? Campania a fost lansată de către un om deosebit frumos, extraordinar. Eu sunt prieten cu el, care vrea să lansează în politic. Un om foarte puternic. Campania care? De denigrare a Nataliei Morari? Da. Și el știe câți concurenți are el. Un mare concurent este Natalia Morari. Un mare concurent este Natalia Morari. Este sau era? Încă este. Dar deși a reușit Binișor să ofrești drept în gât. Bravo lui. Pentru capacitățile lui. Unul dintre concurenți sunt eu. Slăbuț, deși eu n-am ambiții încă. Azi, mâine, poi mâine. Nu am ambiții. Dar noi suntem prieteni. Campania acolo e foarte serioasă. Și e puternic de tot. Acolo vor fi niște lupte foarte acerbe. Unii în culisele politicii moldovenești? Și apropo aici, Maia, Pasul, Grosul, Spânul, socialiștii n-au nicio treabă. Noua elită foarte curând va bate. Noua elită a politicii moldovenești foarte curând îi va distruge pe toți care vedeți voi și puneți întrebări că de unde vin cu mâncărica acasă? Ai, bună apropo. O să vedeți ce o să fie. Eu am întrebat-o pe Maia Sandu. Ăștia-i papă, o să vedeți ce o să fie. Numele astea sunt cunoscute publicului larg? Foarte cunoscute.
Da, să vedeți ce o să fie într-o 2 ani. De unde? Vin din mass media? Da, nu mai țin minte de unde. Noi suntem prieteni, dar nu mai țin de unde. Da. Țin minte de unde. Da, să știți. Deci, și ăsta, omul a pornit campania? Tu crezi că nu s-ar fi pornit campania asta de denigrare a Nataliei Morari după informația pe care a făcut-o publică și fără... Fără, nu. Deci el a obligat-o să facă anunțul ăsta public? A, nu, e vorbim de altceva. Omul a început campania împotriva lui. Cu Casa Mare, cu multe altele. Nu poți să-i dai nume? Nu se minte numele. Păi ce ingenios ești, bine. Nu-i țin minte numele, e amuzant un pic, dar... Ce? Deci urmează schimbarea clasei politice? Absolut, serios, pe bun. Nu vă uitați, nu vă lingușiți pe lângă ăștia cu petrolul, cu... Încă un piculeț și gata. Un piculeț cât? 2 ani. La următoarele alegeri? Nici măcar până la următoarele alegeri. Natalia Morari încă este relevantă? Ea să vorbească în presă. Eu o să fac campanie, nu știu. Treaba e. Dar ea mai poate fi credibilă? Dar ea nu este credibilă? Păi nu, zic, în contextul în care... Înțeleg că în continuare... Tu asociezi cu politică? Nu, asocierea este directă cu Veaceslav Platon. Veaceslav Platon are tangenți cu politicul moldovenesc. Este văzut ca un om care are bani, care are influențe și tot așa mai departe. Dar vorbim despre un om care este în afara țării și care este, nu știu, poate fi judecat aici în Republica Moldova. Ei, pe dragul. Tu serios, Galben? Tu ești băiat mare. Chiar te uiți la canalele astea televiziune. A, dar tu muncești la acest canal. Tu chiar crezi prostiile astea. Dar care e adevărul? Spune. Dar nu, nimeni nu va fi judecat, nimeni nu va fi adus. Nu va fi nimeni. Totul va fi precum a fost. Nu credi aberațiile astea la care te uiți înainte de emisiuni. De ce? Că sunt aberații. Oamenii prindesc bani ca să fut capul așa. Păi dar stai o clipă, oamenii care au furat din Republica Moldova, care și-au bătut un joc de țara asta. Platon a furat? Nu Platon obligatoriu, dar cei care sunt plecați, cum nimeni nu o să fie adus? Adică un Plahotniuc nu o să fie adus? Nu va fi adus. Ușor nu o să fie adus? Platon dacă vine, Plaha dacă vine, vine pe Platon Aureu. Spun eu. Nu mai este. Te rog, nu crede aberațiile TV. Nu crede asta. Ce va fi cu presa de Republica Moldova? A să batem în continuare. Doar că schimbăm deja accentele. Ăștia care prănesc informații de la președinție, mai mult n-a să ne prănesc. Tu vorbești așa codificat, Dumnezeule. Că, tu știi subtext, pentru cei care ne ascult și pentru mine inclusiv, multe chestii, nu știu cum, ce o să schimbi, ce o să... Asta când opoziția, să urlă în opoziție, o să scrie că vai, 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 noua putere, jos putere, opoziția este sugrumată și presa nu are libertate, noi vrem libertate. Cum am urlat pe timpuri? Dar acum evidem și admirăm, precum îi fac investigații. Mi-mi plac investigațiile în exclusivitate. Ce a furat 40 de ani în urmă Vladimir Voroniu? Voi vorbiți serios? Voroniu de 20 de ani la putere. Voi până în ziua de azi vorbiți cu Voroniu? Igor Dodon! Igor Dodon de-am nu mai s-a putere 2 ani. Voi sau faceți ceva sau nu faceți ceva. Și fac. Ați câștigi stânga următoarele parlamentari peste 2 ani. Peste 2 ani. Ați venit în stânga și ați zis că de asta e răzbână. Și eu spus Curtea Constituțională. Că spatitet? Spatitet. Și eu spus precedențele. Spatitat de modificat. Tet. Spate făcut abstracție de la curtea, de la Comisia de Veniță. Spate. Ok. Și fix așa să facă. Fix așa să facă. Noi țara asta niciodată să formăm. În brigăzi de răzbunare? În niște brigadiri care vin și se răzbună unul pe altul. Hate-ul și critica la adresa ta. Tu ai periodic persoane care critică modul cum adresezi întrebări, cum te comporți cu invitat și tot așa. Și asta e absolut normal, noi toți avem. Inclusiv la acest interviu o să fie cum eu m-am comportat, cum tu ai răspuns. Cum reacționezi tu la hate și critică? Urât. De ce? Nu mereu ai fost așa. Tu erai omul calculat, răspundeai voalat,
răspundea educat. Acum tu trimiți și scoți în comentarii multă lume. Sau în special pe cei care foarte răutăcios comentează. De ce? Îmbătrânesc probabil, nu știu. Mică îmi spune argumentat, eu vorbesc argumentat. Că mie, colegii mei din presă, care în viața lor nu au făcut nimic în viața lor decât a lua bani și să dau cu părerea și mă acuză pe mine că eu aș fi cu cineva sau cu altcineva și pe mine să spun în public, apoi din... nu pot să-i scot. Și eu pe bunii trimit nahui. Tu, moralistule, în primul rând, du-te în oglindă, după care vorbești cu mine. Și doi, ăștia care au foarte multe conturi de Facebook și mă prind pe mine, de exemplu, dacă eu comentez la un, nu știu care, la cineva comentez, da, și acolo eu mă prind, pentru că el la mine pe pagină nu pot să comentez nimic. Și acolo e jos. Vă sunteți psihopați? Voi chiar n-aveți ce faci? Și îi văd și spune așa, idite nahui. Și e super. Dar tu nu mereu ai făcut asta, de asta mereu și spun. Asta. În 2015, dacă eu mi-amintesc, tu erai într-o chiparea intelectualității pe Facebook. Adică da, eu atunci nu completam nimic de asta, probabil așa, aveam așa imagini. Făceai postările astea drăguțe și tot așa. Acum tu ai înțeles că nu mai ai ce pierde. Nu, eu am zis că nu mai ai ce vorbi cu tine. Eu trebuie să stau cu toți trolii. Dar ignoranța. Blocat, ignorat. Dar eu nu blochez pe nimeni. Pe nimeni nu blochez. Eu vreau ca ei să stea la mine pe Facebook. Doar că nu pot comenta. Eu vreau ca ei să citească. Eu vreau ca ei să scrâșnească din intență. Și de asta eu scot de prieteni. Și ei să citească. Și să dea cu capul de masă. Dar de ce oamenii? Ce au împotriva ta? Nu au nimic. Au partii din care fac ei parte au probleme cu mine. Oamenii cu mine nu au probleme. Oamenii în stradă pe mine mă salută și iubesc și de două ori mai mult. Eu mai tare le strâng mâna. Când ți-ai dă soție afară de la lucru, asta nu se iartă. Și asta tu vrei din toată inima ca acest partid să fie foarte bine mers. Pasu a concediat-o pe soția ta? Nu, în niciun caz. Pasu, din contra, a promovat-o. Soția ta era la Ministerul Educației. Așa este. Și a fost nevoit să depună cerere de demisie. Tu ziceai că au fost presiuni. Benevol. Dar ea benevol a făcut, dar presiuni totuși. Nu. I s-a dat de înțeles. Nu, din cont. Eu știu ce a fost acolo. Ce a fost? Unde este acum un cheam pe dânsul? Unul cu puța mică, care răspunde de foarte mult din pas. Nu știu cum îl cheamă. A aflat că ea e soția mea. El e nimeni acolo, dar el e foarte influent la guvern, apropo. Foarte influent. Până acum, influent la guvern era prim-ministru și miniștri. De un an încoace, la guvern, sunt foarte influenți consilieri. Primului ministru? Nu, ei nici măcar nu s-a angajat. Acolo nu lucrează nimeni, oficial. Ei au cartele de intrare la guvern, SPP-ul de acolo, dacă ar vrea într-o zi să facă o revoluție, ar face revoluție. Pentru că în cadrul guvernului intră pasanaj și fete care n-au nicio treabă cu acest executiv. Ei nu sunt angajați. Și el avea ceva împotriva ta? Și... Nu, el a aflat că eu sunt, că ea e soția mea. Și sunt mulți de ăștia dragi. Sunt foarte mulți. Și ea a văzut-o pe ea și a aflat că o cheamă Gonța. Și când a aflat că și soția lui Gheorghe Gonță, și tot ai înțeles, ministrul atât mi spalase de pe acolo ca să nu vorbesc cu soția mea. Soția mea venea în fiecare seară acasă plângând și mă ruga să-i dau voie ca să își depună demisia. Și eu credeam că prima dată îți spuneam că poate soția mea mi-ți obosit că prea devreme s-a trezit azi. Sau prea mult a lucrat. Și când vedeam că a patra zi sau a cincea zi a obosit. Zic, hai, des de miți. Și din cauza asta, sau ăsta e motivul pentru care tu vrei ca guvernarea asta să pice? Nu eu. Tot poporul vrea asta.
Iezu, tu mie îmi ziceai, cine sunt toți oamenii ăștia care spun? Generalizare. Tot poporul vrea ca actualul partid, dar poziția ta e din cauza soției, înțeleg. Nu, categoric. Eu sunt rațional. Acolo, niște caliși mental au greșit din greșeală. N-au cerut acordul partidului, n-au cerut voie de la șef. Un invalid mental a vrut să arate devotament șefilor de sus. Să arate că noi pe Gheorghe Gonț îl trăstimăm. Și prin asta au făcut doar bine partidului. Dar poziția asta ta față de pasia pe care o manifesti acum, tu aștepți ca ei să vină la tine la emisiune. Dar evident că tu ești supărat din mai mult. Nu e adevărat. Eu sunt supărat acum la emisiune, acum la acest interviu că mi-ai mintit. Eu sunt un normal la cap. Dar în mod normal tu ai avea o atitudine corectă față de ei. Munca e muncă, interviu e interviu. Ce am eu aparte cu ei, ce cred eu, asta e treaba mea. Gheorghe, ambițiile tale politice, cât de mari sunt? Distrugem pasul și mă retrag. Deci tu te-ai implicat în politică doar ca să distrugi pasul? Dar glumesc, măi omule, măi. A doua oară m-a întrebat de pas. Nu am nicio ambiție politică azi. Tu ai zis că acum, aici, nu ai. Dar în perspectivă, te vezi în politică? Acum, nu știu. Asta e cea mai grea întrebare, nu știu. O să vedem. Ai avut propuneri. Ai spus de mai multe ori, diferite formațiuni te-au invitat. Și mâine am întrevedere pe tema asta. Tot o propunere să te implici în politică? Da. Partid nou sau ceva existent? Nu mai țin minte. Și de ce mergi la întrevedere dacă tu acum aici nu-ți dorești să te implici în politică? Eu degrabă am 40 de ani. Așa. Într-un moment dat trebuie să iau o decizie și vreau să văd ce o să fac. Nu știu. E grea întrebare, nu știu ce să fac. Dar nu excluzi că la un moment dat ai putea să renunți la presă și să te implici în politică. Nu exclud faptul că aș putea să o fac astfel încât să nu fiu acuzat ulterior că am răspuns altfel decât trebuia să răspund. Ok? Ce drăguț. Măi, ești șmecher totuși tu. Foarte șmecher. Și exagerat de sincer azi la anumite subiecte și foarte scump la vorbă pe alte subiecte. Tu crezi în Dumnezeu? Da. Cum se manifestă credința asta? Ca la fiecare păgân, că îmi e greu, mă rog. Și cât de des te rogi? Destul de des înseamnă că destul de des îmi este greu. Mergi la biserică? Destul de rar. Tu ai declarat că nu ești bogat pentru că ai ales libertatea. Ce înseamnă, de fapt, pentru tine banii? Tare mult, foarte mult. Banii foarte mult contează. Tare mult contează banii. Dar mai mult contează libertatea. Da. Ce te-ar face să renunți la presă? Politică. Iată, aici un răspuns mai direct. Da. Dar care este probabilitatea totuși că o să candidezi la prezidențiale? La alegerile prezidențiale pentru funcția de președinte în Republica Moldova candidează oameni slabi. Pentru că dacă să ne uităm exact ceea ce scrie Constituția, a fi șef de stat în Moldova înseamnă a fi nimeni. Cel mai important om în Republica Moldova este prim-ministru. Pe mine mă miră uneori modestia Nataliei Gavrilița. Femeia asta, dacă ar vrea, iar întoarce munță în țara asta. Și eu nu înțeleg până ziua de azi. Și eu știu că e foarte puternic. Eu știu femeia asta că e foarte puternic. Și eu nu înțeleg de ce să lasă dusă de valul virișoarilor sau virișoarii care stai acolo. Și o amăgești. Stai și spune ce spune noi de foaie. Femeia asta, dacă ar vrea,
își face două partide. Chiar în paieră. Deci sunt mai mari șanse că, într-o formă sau alta, o să candidezi la alegeri parlamentare. Peste un milion de ani. Ca să nu-i supărăm pe unii și să nu trimite procuratura, te rog. Peste un milion de ani. Dar este clar că tu nu trăiești ceva. Că în principiu politica este interesantă pentru tine. Și care reprezenta o altă etapă. Dar tu înțelegi că ajungând acolo, mergi doar în jos. Toți, de atât acum, de la independență încoace, în politică au fost, au urcat și au coborât și coboară continuu. Unii și sub plintus. Nu ți-e frică că ai putea să renunți și la presă și să nu ai succes nici în politică și să te pomenești domnul, la covata capată? Ai grijă, ai încredere și grijă de mine. A să fie ok. Te asigur eu. După interviul ăsta nu sunt sigur, da? După acest te-am gândit și eu nu sunt sigur. Te-ai gândit vreodată să pleci din Republica Moldova? Da, dar târziu. Acum câțiva ani mi-am dat seama că dacă eram o leacă mai deștept câțiva ani ori, trebuia să plec. Ai fost vreodată amenințat? Copchelaj, prostălaj, nu. Nimic serios. Există compromat pe tine? Da. Dacă apare acest compromat, cariera ta jurnalistică este distrusă? Nu. Atunci nu e serios compromat. Nu înseamnă că nu. Dar ceva este acolo, dar e... Cineva ți-a dat de înțeles, da? Da. Îți este frică de moarte? Da. De ce? Pentru că am doi copii. Și vreau să-i văd cum cresc, cum pleacă în viața lor. Până la apariția lor mi-era indiferent de moarte. Dacă tatăl tău ar fi fost în viață, ce ar fi spus despre ceea ce ești tu acum? Putea, Gheorghe, mai bine să faci. Te-am mai alinitat eu de cuțică, dar e bine și așa. Îi simți lipsa? Nu. Ar fi fost un om care te-ar fi ghidat? M-aș fi temut de el foarte mult. Poate de asta și-a plecat. Ca să mă îndrum singur pe mine însă. Când crezi că mama ta va veni acasă cu tot? Că nu va mai putea în Italia. Ce înseamnă pentru tine mama? Asta cum mă întrebam, de ce iubești? N-ai un răspuns. Iubesc pentru că iubesc. Și mama e mama. Mama e tot. Și Gheorghe, ce contează cu adevărat în viață? Depinde de vârsta oamenilor care sunt la emisiuni. Pentru tine, la această etapă, la această vârstă, 38 de ani, 2 copii, soție, tot ce contează în viață este să fiți invitați la emisiunea lui Dorin Galben. E că e așa? Eu promit să te invit și a doua oară. Nu, mersi, gata. Vorbim despre reacții la interviul ăsta. Eu nu știu ce o să fie, dar e explozie de creier.